Stimați ascultători, astăzi o avem invitat pe doamna profesor universitar, doctor în psihologie, Ruxandra Rășcanu. Astăzi vreau să facem un tur de forță prin ceea ce se numește mentalitate. Chiar am putea o redefini din punctul dumneavoastră de vedere. Îmi place să aud aceste definiții date de interlocutorii mei și mai ales dacă s-ar putea să ne canalizăm către schimbarea mentalității, dacă este necesară sau nu este necesară această schimbare de mentalitate. Mă gândesc la lumea în care trăim, o lume în care oamenii care nu știu mai pe șleau spus să fure, să se descurce, care nu știu să fie șmecheri, care nu sunt adaptați cum se cade la mediul în care trăim, se descurcă foarte greu. Cum să le spunem lor, schimbă-ți mentalitatea că îți îmbunătățești viața când tu ești șomer? Cum să și-o schimbe? Ce să facă? Mă bucur că sunt din nou împreună cu dumneavoastră și cu ascultătorii noștri și deși noi am mai abordat această temă în urmă cu timp, cred că este nevoie să ne redimensionăm în contextul actual și în legătură cu o serie de concepte și de fenomene care sunt prezente pentru noi toți și lângă noi, la omul de lângă noi. Deci, în legătură cu mentalitățile, psihologii și psihologia socială în special le consideră un construct mental încărcat cognitiv, deci cu informații, deci cu tot felul de cunoștințe, pe care se așează în timp o patină afectivă. Cu alte cuvinte, ca să fie simplu și pe înțelesul tuturor, ar fi așa, că lumea moștenește din generație în generație o serie de obiceiuri, de prejudecăți, de informații despre viață, muncă, sănătate, etc. Și dacă sunt prin imitație fixate, stereotipizate, cimentate, și cei mici și cei tineri ajung să aibă, grație influenței mediului, a familiei, o serie de, ceea ce spunem noi azi în emisiunea de azi, mentalități. Adică, noi suntem în situația să exemplificăm, dacă se poate, cu ceea ce de ani și de foarte multe decenii se discută, nu numai în România, în foarte multe zone, legat, dacă vreți, și de înțelepciunea poporului, de proverbe, de zicători, cum se zice, pește de la cap se strică, bărbatul trebuie să fie totdeauna capul familiei. Astea sunt, am putea să le punem când la prejudecăți, când la mentalitate, depinde cine abordează problema. Pentru ca să fie mai pe înțelesul tuturor, pentru că nu subestimez pe nimeni, aș vrea să spun că mentalitățile în genere sunt legate de ceea ce facem noi, de ceea ce gândim, de ceea ce dorim, de ceea ce nu ne iese sau ne iese la un moment dat. Și cum bine ați spus, în societatea în care trăim, în perioada în care ne aflăm, ca să fim potriviți, să fim adaptați, sigur că avem o serie de factori care ne influențează. Nu e vorba numai de stres. Toată lumea o să fie tentată să spună, păi e stresul. Da, este stresul, care poate fi discutat până la un punct ca parte pozitivă, deci e stresul și distresul când întrece o anumită măsură și el este de natură să ne dezorganizeze. Acum, noi putem să spunem că mentalitățile sunt pe o scală așezate, la un capăt sunt mentalitățile cu ce au ele bun sau rău, că sunt de multe ori preluate mai puțin critic, și la celălalt capăt este adaptarea la care noi trebuie să facem față, cum bine ați exemplificat, sunt șomerii căruia degeaba le spui schimbă-ți mentalitatea, trebuie să muncești, pentru că de multe ori chiar muncesc, dar totuși ajung în situația respectivă, decizia neaparținându-le. Acolo nu e chestie de mentalitate. Mentalitatea este doar în măsura în care există o cutumă, un obicei, o tradiție, că pot să mă duc la servici la 9, chiar dacă eu am desemnat condica la 7:30. Cât de conștient acționăm asupra mentalității și cât de mult suntem manipulați de această mentalitate? Un fel de a spune manipulați, că da, nu există interesul nimănui la mijloc. Dar mi se pare că noi, de când suntem mici, preluăm, imităm foarte mult și mentalitatea nu este rodul creativ al sufletului nostru, al minții noastre. Nu, de regulă nu este rodul nu creativ. Este. Nu, preluată, nu sunt cum preluate, se petre, dar e foarte la vârste importantă. Mici, cum spuneam, prin imitație, băieții de la vârste mici sunt învățați că ei sunt bărbați și li se spune tu vei fi tată, soț, capul familiei și el nu trebuie să mai filtreze lucrul ăsta foarte special. Deja de la vârste mici, dacă observați cum se joacă copiii între ei, fetițele și băieții au deja de la o vârstă mică, mai ales dacă familia lucrează la chestia asta, cu ghilimele de rigoare,
au un aer ușor de superioritate. Acum, eu vreau să spun că noi de câțiva ani, de vreo două decenii, trăim în România cel puțin un fenomen care încearcă să așeze pe o linie de oarecare egalitate, chiar dacă se întâmplă la lucruri rele, deci la consum de alcool și de droguri, o egalitate, cum spuneam, între fete și băieți. Da? Acum, că nu ne convine că se face această egalitate pe lucrurile, să zicem, la marginea normalului, deci spre patologie, este altceva. Dar, cum bine ați spus, e vorba de imitație pe care cel mic o face fără să conștientizeze, e vorba de vârsta la care se cimentează, se inculcă aceste credințe, că ele de fapt sunt credințe, care sunt transmise din generație în generație. Părinții, bunicii mai ales, de multe ori mediul în sensul larg, adică grădinița, școala, care nu au timp să reflecteze și să restructureze ceea ce se purta acum 2, 3, 4 decenii. Și atunci este o obișnuință, este o tradiție, este o cutumă că cel mai valoros e ăla care are 10 pe linie. E, copiii sunt puși de la vârste mici să muncească, nu e rău nimic în asta, dar mie nu-mi place că ei de multe ori învață pe din afară. Deci asta este deja o tradiție, că fetele sunt alea tocilare și băieții sunt aia inteligenți. Nu e cazul. Sunt foarte multe exemple când fetele au ajuns olimpice, la materii grele, care sunt de obicei, să spune, apanajul băieților, au ajuns medici chirurgi și de foarte bună clasă și lista poate să continue. Deci eu aș vrea să spun că alternativa noastră față de mentalitățile care de multe ori nu ne folosesc în sensul, cum ați spus bine, creator, în sensul creativ, nici ca formare, nici ca posibilitate de a ne adapta, alternativa ar fi ca la o vârstă mică sau din ce în ce mai mică, părinții, în special părinții, școala, grădinița, în primul rând grădinița și apoi școala și tot ce înseamnă sistemul educațional, să ofere exemple. Să nu distrugă personalitatea. Să ofere exemple și copilul de la vârstă mică, el este foarte receptiv, este atât de receptiv încât, știți bine, sunt copii la câțiva anișori care deja umblă pe calculator, sunt copii care la 4-5 ani spun, eu am fost la grădiniță și am văzut, spun poezii și povești în română sau engleză cap-coadă și n-au nevoie de niciun suflor. Deci el poate fi stimulat, cognitivul lui, deci tot mentalul este bun, este ridicat, este pe o anumită treaptă, mai bun decât acum, pentru că a fost stimulat, mai bun decât acum 5, 6, 7 decenii. Și această precocitate pe care părinții trebuie să o înțeleagă și școala în aceeași măsură, sigur că ea poate să ducă și la lucruri rele. Adică el este atât de dezvoltat încât la 16, 17 ani ia hotărâri, ia decizii și nu ascultă și nu respectă valorile de respect față de muncă, de onestitate, de loialitate și zice eu îmi fac un viitor singur pentru că am demonstrat că sunt foarte bun. Aici este o problemă. Nu este rău să fie foarte bun, nu este rău să fie stăpân pe el și cu un anumit soi de a-și înțelege viața și deciziile și de a lua decizii și a avea o libertate. Dar, de exemplu, evenimente pozitive mari sau evenimente negative mari, deci care marchează subiectul respectiv, persoana, tânărul sau vârstnicul sau adultul, pot schimba aceste mentalități. Știu oameni care mi-au spus, până n-am avut de-a face cu o femeie extraordinar de deșteaptă, care să-mi demonstreze că poate să fie în aceeași măsură om de afaceri, femeie caldă, tandră, soție, mamă și așa mai departe, tot timpul am fost tentat să cred că sunt inferioare mie. În clipa în care mi-a demonstrat că din punct de vedere profesional poate să aibă performanțe cât mine, dacă nu mai bune, mi-am schimbat mentalitatea. Dar astea sunt cazuri singulare, ca să spun așa. Există și reversul medaliei. Sunt persoane care cred, să zicem, aspectul pozitiv al lucrurilor. Că putem să fim egali, că nu e obligatoriu, să zicem, pentru un bărbat, cade pălăria, ridică pălăria, știți bine la ce mă refer, dar putem să avem o experiență negativă. Și eu am avut subiecți la mine, la facultate și la cabinet, care mi-au spus, știți, după ce am avut un experiment din ăsta, experiment, ghilimele, negativ, când mi s-au întâmplat lucruri extraordinar de dure, adică subalternii m-au furat, mi-au luat lucrurile, mi-au luat banii și așa mai departe, am început să cred că mentalitatea că dacă ești bun, ești foarte apreciat, am schimbat-o. Și am întrebat eu și ce ați făcut și atunci am devenit manager în sensul competiției care trebuie să existe, în sensul competitivității care trebuie să existe în clipa de față, pentru că suntem într-o societate în care cel mai bun trebuie să se impună și eficacitatea și eficiența este importantă și această persoană pe care o cunosc și o cunosc bine mi-a spus, mi-am schimbat mentalitatea de a-i lăsa pe toți să chipurile, ghilimele, să mă ajute pentru că ei de fapt luau din firmă, furau bani, materiale, etc., da? Și atunci mentalitatea a trecut de la nu toată lumea e la fel de bună ca mine, nu toată lumea e la fel de onestă și ține la ceea ce am făcut noi în firmă împreună, eu voi fi foarte șep, voi fi atent, voi contabiliza, voi monitoriza fiecare ce face și voi acorda retribuția în funcție de eficiența muncii.
și lucrurile merg bine acum. Dar a trebuit să se întâmple o pagubă mare, un gol mare în contabilitatea firmei respective, ca persoana să schimbe mentalitatea că toată lumea e la fel de bună, onestă, cinstită, loială pentru firma respectivă. Deci am mers puțin pe extreme eu, dar sigur că ne putem ocupa mai bine cu cât aceste evenimente sunt la o vârstă mai mică. Deci tinerii, pentru ei cel mai bine este să nu le dăm indicații, să le spunem trebuie să faci, trebuie să faci. Atunci nu vor respecta și nu vor face. Au la 16, 17, 18 ani o tentație extraordinară și este demonstrată și teoretic și faptic, de a fi ei în centrul universului, de a pune preț, de a da preț pe propriile valori, deci nu pe cele pe care încearcă familia să le inculce și nu sunt deloc autocritici. Deci tot ce se întâmplă este din vina părinților, societății, vecinilor, bisericii, prietenilor, etc. Și atunci e bine ca la această vârstă, dacă vrem să-și formeze o mentalitate de om muncitor, serios, punctual, care ar trebui de la o vârstă mică făcută, nu acum la 18 ani, ar trebui să aibă exemplu. Cine trebuie să fie exemplu? Părinții, dacă se poate și bunicii, și eu cred că bunicii pot de regulă să facă chestia asta, anturajul, școala, dar asta înseamnă să-i cunoaștem într-adevăr bine, să știm fiecare pe ce merge ca perspectivă, ca dorință. Ei au de regulă speranțe și expectanțe mari, de regulă mai mari decât pot să le realizeze. Și toți vor să facă studii, să descopere diverse lucruri, aici nu e nimic rău, dar trebuie să vedem dacă și bagajul informațional, dacă și capacitatea de a face conexiuni, deci aspectul de inteligență și de creativitate, cum bine spuneați la începutul emisiunii, este prezent și atunci el poate fi ajutat în sensul ăsta.